Patronatul medicilor de familie se arată nemulțumit de cuantumul nesemnificativ cu care s-a majorat plata unui caz rezolvat în sistemul de medicină de familie și critică aspru modul în care medicii de familie au fost obligați în doar două zile să semneze noul contract cadru pentru serviciile de sănătate. În aceste condiții, patronatul susține că numărul de localități fără medici de familie va crește. Așa, dar când negociați cu casa nou contract? Am semnat, doamnă, pe 29, când a chemat în două ceasuri să vinim să semnăm. Așa, deci ați semnat, spuneți-mi câteva lucruri despre contractul pe care l-ați semnat. Păi același, că e act adițional la el. Cât primiți? S-a mărit totul de la 2, la servicii de la 2 și 1 la 2 și 2. Vă mulțumește lucrul acesta? Și cum îl vedeți raportat la ceea ce primesc spitalele, laboratoare? Nu, nici nu putem să deci noi am cerut ca să putem să mărească punctul în așa fel încât să putem plăti și noi asistentele și să avem și noi venit cât au medicii din spital, dar nu există, nu se poate. Și în aceste condiții ce vă rămâne de făcut? Se vor închide cabinete și vor pleca doctorii. Câte cabinete avem noi în Neamț acum și dacă există, zone neacoperite? Există Făleniu de Roman care nu are de 3 ani doctor. Dar eu știu că a adus din Republica Moldova, a adus primarul acolo. Nu, ăla este la Trifești. Vă spun sigur, la Văleni. Că... Nu, doamnă, vine doctorul de la Podoleni, așa că muncă voluntară. Eu știu că a fost, vă spun cu siguranță, cu certitudine că... Nu, la contract, nu. Deci doctor de la Republica Moldova să chinuie să dau plecat doctorița, așa am înțeles că... Încearcă cu doctorul Cârstea, care e pensionar, la Trifești, doamna doctor Pătrașcu, dar ea e stomatolog și caută un alt doctor. Din păcate, medicii de familie nu găsesc pârghiile necesare obținerii de fonduri mai mari pentru susținerea medicinii primare, care asigură 75% din serviciile medicale din România.